Agenția Națională de Meteorologie a anunțat pentru perioada următoare temperaturi caniculare pentru județul Olt, ce pot ajunge până la 38-39 de grade Celsius. De aceea, Inspectoratul Teritorial de Muncă reamintește angajatorilor prevederile Ordonanței 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția lucrătorilor. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, precum și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curent de aer. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, angajatorii trebuie să asigure apă minerală, 2-4 litri de persoană pe schimb, echipament individual de protecție, precum și dușuri. Potrivit reprezentanților instituției, angajatorii care nu pot asigura condițiile minime de protecție a muncii pe timp de caniculă sunt obligați să-și reorienteze activitatea de lucru. Reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru, respectiv până la ora 11 și după ora 17, precum și întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Nerespectarea măsurilor impuse în perioadele cu temperaturi extreme reprezintă contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.